Schimbarea orei în România are loc de două ori pe an cu scopul de a utiliza mai eficient lumina solară. La această dată ceasurile se dau cu o oră înainte, în ce zi se trece la ora de vară în 2024 și cum afectează acest lucru organismul uman. În 2024 trecem la ora de vară în noaptea de 30 martie la ora 3 dimineața, devenind ora 4. Aceasta înseamnă că dormim cu o oră mai puțin, iar ziua de 31 martie va avea 23 de zile. Scopul este de a beneficia de mai multă lumină solară, însă unii experți avertizează asupra posibilelor consecințe negative asupra sănătății pe termen lung. În general, trecerea la ora de vară are loc în ultimul weekend din martie, iar trecerea la ora de iarnă are loc în ultimul weekend din octombrie. Trecerea la ora de vară poate avea un impact semnificativ asupra sănătății, generând probleme importante în ciuda modificării aparent banale a timpului. Desigur, aceste schimbări pot afecta organismul în mai multe moduri. Tulburări ale somnului, probleme emoționale, probleme de concentrare și memorie, risc cardiac crescut, impact asupra sănătății mentale, creșterea riscului de accidente la locul de muncă, probleme digestive, accidente rutiere. Schimbarea orei poate duce la o scădere a atenției și oboseală, crescând astfel riscul de accidente rutiere, relatează-o